suntem chemați de Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8,28. Chiar dacă vin vești care înspăimântă, vești de războaie, foamete și ciuni, noi credem ce e scris în Cartea Sfântă, că nu e acum sfârșitul acestei lumi. Cel prea înalt, cel sfânt, cel credincios, mai are în bunătatea lui îngăduință. Și cum nu vrea moartea celui păcătos, Dumnezeu ne cheamă azi la pocăință. Noi suntem chemați de El la slobozenie, eliberați de patim și metehne idolești, ca să trăim în dragoste și în smerenie și nu după îndemnul firii pământești. Suntem chemați de Domnul să fim sfinți, ca să ne dea cununea împărătească, să fim numiți ai neprihănirii terebinți, care spre slava Lui să slujească. Suntem chemați să fim lumini și sare, ca orice om lumesc, ateu sau păcătos, să priceapă din trăire și din închinare că noi suntem pe vecea lui Hristos. Pe El îl vom urma și dincolo de moarte, că prin credința în El noi suntem mântuiți. Prin Hristos avem iertarea de păcate, prin jertfa Lui pe cruce suntem izbăviți. Noi suntem chemați să avem credință, să nu ne încovoiem sub jugul greu, că fără de credință nu este cu putință ca noi să fim plăcuți de Dumnezeu. Suntem chemați să fim plini de iubire, să fim aproape Lui într-una de folos. Suntem chemați să ajungem la sfințire, suntem chemați la pacea Lui Hristos. Noi suntem chemați să fim încrezători în Acela ce are puterea să ne scape, să ne întărim în inim să fim răbdători, că venirea Domnului este aproape. Dar așteptând această clipă minunată, să avem necontenit în inimă și în minte dorința arzătoare, dorința înflăcărată de a ne ruga lui Dumnezeu fierbinte. Să ne găsească vrednici de a Sa chemare și să împlinească în noi orice dorință de bunătate, de dragoste și îndurare și orice lucrare izvorâtă din credință. Amin. Amin.